Care sunt premisele chirurgiei robotice și de ce s-a dezvoltat ea? În timpul războiului rece, americanii au pus la punct acest tip de robot chirurgical ca să permită tratarea soldaților pe câmpul de luptă. Chirurgul se poate afla foarte bine în Statele Unite, la o consolă în care are o vizionează stereo, în care are joysticks, poate manipula joysticks-urile, iar brațele robotului, 2, 3, 4, 5 brațe ale robotului, sunt instalate pe câmpul de luptă, la locul unde soldatul este rănit. Prin satelit sau prin cabluri se poate transmite atât imaginea, cât și mișcările mâinilor chirurgului la aceste joysticks-uri, și astfel încât chirurgul este la adăpost. Prin chirurgia robotică, interpunând un computer între mâinile chirurgului și instrumentele chirurgicale care se află în pacient, în abdomenul pacientului, robotul poate analiza de 1600 de ori pe secundă fiecare gest al chirurgului, fiecare mișcare a degetelor, elimină tremurul involuntar al chirurgului și astfel ameliorează gestul chirurgical la capătul instrumentelor chirurgicale robotice. Astfel am obținut un gest chirurgical care este mult mai precis decât ceea ce poate chirurgul, oricât de talentat ar fi, încât astăzi aplicațiile chirurgiei robotice sunt în chirurgia viscerală, în chirurgia abdominală, în chirurgia urologică, cancerul de prostată, în chirurgia ginecologică, toată patologia uterului și a ovarelor și a anexelor la femeie, în chirurgia cardiacă. În toate domeniile de specialitate, chirurgia robotică vine și ameliorează gestul chirurgical, astfel încât precizia este de ordinul milimicronilor. Aceasta, bineînțeles, este din nou doar în beneficiul pacientului, pentru că riscul hemoragic este redus enorm, riscul de infecție este redus prin chirurgia robotică, iar timpul spitalizării este iarăși redus în funcție de patologiile pe care le poate trata robotul. După o zi sau două zile de spitalizare, pacientul este externat, ori prin chirurgia clasică sau standard se poate ajunge la câteva săptămâni de spitalizare. Deci, iată câteva din avantajele chirurgiei robotice. Primele intervenții chirurgicale în chirurgie robotică le-am efectuat în Paris, la Spitalul Brousset, cu vestitul profesor Alain Carpentier în chirurgie cardiacă. A fost primul bypass coronarian pe torace închis. Nu s-a mai făcut sternotomie, nu a mai făcut toracotomie, am introdus doar 3 instrumente mici de diametrul unui creion în toracele pacientului și astfel am făcut un bypass coronarian. Apoi, bineînțeles, s-a dezvoltat și în alte țări în Europa și în Statele Unite, iar în România am avut prilejul să lucrez cu doctorul Șerban Brădișteanu în 2005, când am efectuat prima intervenție chirurgicală robotică din România la Spitalul de Urgență Floreasca pe un pacient cu patologie cardiacă.